Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un senior în ale Columbofilei de aici din zonă, da? De la Rucăr, da? De la Rucăr, da. Domnul Conia Constantin, vă salut, ce faceți, domn Costel? Bine, slab. Finală la Columbodrom, aici. Încrezător, câți mai aveți astăzi? Trei mai aveți. Trei bucăți, dar cei mai buni, nu? Trei din 12, nu știu dacă fi ce ne. Vedem acolo, pe monitorul ăla. Cum s-au mișcat până acum? Și așa, cum și. Ai dumneavoastră să te obișnuiți să vină cu șoimul în coadă, nu? Da, scuța acolo cantată în film. Ca și origini, ce v-au rămas pe aici? Care? Ca și origini, ce porumbei v-au rămas astăzi origin? Aici? La final. Din Bădău. Am de la Prilicean Ciprian ăla de la Rădăuț, ăla de la Hodornic, ăla zboară foarte bine acolo, și de la Măneuz, de la fostul coleg de vasă. Și s-au adaptat la dumneavoastră în zonă, în fostele astea? Da, toată lumea spunea că nu o să zboare porumbeii de acolo. Prima oară am un loc unul la viteză de micon, general, cu porumbeul de la Rădăuț. Așa că nu mai cred ce spune. În ultima perioadă am văzut că mai postați ceva pe Facebook. Acum nu prea v-am mai văzut, n-ați mai băgat nimic. Da, nu? Am avut un an cam prost. De ce? Pierderi, nu? Am pierdut mult la vama veche, că s-a repetat vama veche una după alta și eu nu sunt cu fondul și mare avale, poate începând de la anul. Bine, dar n-a fost singurul care a pierdut, a fost un fenomen general ăsta. Nu a pierdut, am pierdut porumbei cu norme făcute, nu? Cine s-a pierdut? Porumbei la care avea speranțe mari, nu? Ăsta e primul an când zburați pe Columbodrome? Nu, zbor de mulți ani aici. Unde ați mai zburat? Anul trecut am avut locul 12 și 30. Unde? Tot aici? Tot aici, ia. Bravo. Am cumpărat înapoi. V-ați luat înapoi și ați reprodus din aici? Tot la Rădăuț atunci. Tot acolo, nu? Așa că... am fost născut și antrenați aici. Câți porumbei mai creșteți anul în prezent? Câți mai aveți acasă? Mai am încă 55 de pui care zboară și în spatele lor mai am încă 80. De aia mai mici, seria a doua? Da, mai mici. Și mai mișcați și pe aia? Apucați să-i mișcați? Să-i mișc, dacă nu-i mișc eu până plec în America, îi mișcă mulul. Vreți să plecați? Plecați în state? Da, la toamnă? Și vă întoarceți când? Mă întoarc după unul la voi. Ah, nu e problema, da. Aveți pe cine lăsa, nu? Cu ei, nu? Da, și anul trecut, două luni am stat anul cu amprinții, am găsit în regulă. Vă ajută bine, mult, nu? Am văzut că astăzi sunteți însoțit de doamna aici, nu? Doamna e aici, e aici, doamna e noi. E o doamnă foarte, foarte bună. E ajutorul meu. De unde norocul ăsta pe dumneavoastră să o găsiți pe doamna să-i placă și porumbei? Am înțeles că vă ajută mult. Și pe o tată trebuia să nu găseam. Este? Mă nu că o la o pe lângă mine pe aici, dar e birocrată, dar mă ajută și la ei. Inclusiv la curățenie. Păsărele mă. E un lucru deosebit asta, să știți. Când ai pe cineva de mare sprijin, așa, în crescătorie. Și mă, adică e suportul meu, nu e femeia de aia care zice eu sau porumbei, am avut? Eu sau porumbei și am spus când a venit aici, e suportul meu, ei vor rămâni așa și fost. Da. Deci încrezător pentru astăzi, da? Da. Plecați cu banii acasă? Așa, nu știu, am visat pe rupei albi, să fie vreau. dacă vă vine bine acolo, mai îmi dați un interviu, da? Da? Vine, domnul. Anytime. Vă mulțumesc mult, domnul Căniac. Ok, cu plăcere. Și vă doresc multă baftă. Toate cele bune.